Bună seara și bun găsit! Sunt Ionela Gherghe și vă prezint știrile GDS. Primarul Craiovei Olguța Vasilescu împreună cu premierul Victor Ponta, ambasadorul Chinei în România și reprezentanții firmei constructoare au pus ieri piatra de temelie la șantierul unde se va construi cartierul chinezesc din Bănie. Mai multe amănunte imediat în jurnal, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Angajații Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova au protestat astăzi timp de 2 ore, nemulțumiți de salariile pe care le primesc. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei a vizitat astăzi pe copiii de la Centrul Aripi de Lumină, oferindu-le daruri. Circulația pe drumul național 57, care face legătura între județele Mehedin și Cara Severin, este blocată de câteva zile din cauza unor alunecări de teren. Primarul Craiovei Olguța Vasilescu împreună cu premierul Victor Ponta, ambasadorul Chinei în România și reprezentanții firmei Shandong Ningxian au pus ieri piatra de temelie la șantierul unde se va construi cartierul chinezesc din Bănie. Investiția se ridică la 40 de milioane de euro. Firma din China, care va construi un cartier cu 23 de clădiri de apartamente pe strada Caracal, în total 1819 unități locative. Cu această ocazie, Victor Ponta a anunțat că la Craiova se va construi un spital regional de 100 de milioane de euro și că în maximum o lună va fi anunțată firma care va construi autostrada Craiova-Pitești. Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România s-a întâlnit în cadrul unei conferințe de presă cu primarul Craiovei, cu președintele CJ Dolj Ion Prioteasa și cu prefectul județului Sorin Răducan, cu care a discutat despre oportunitățile de investiții ale firmelor din China în Craiova și în județul Dolj. Primarul a declarat că s-a aprobat și un schimb comercial între Ministerul Economiei din China și Ministerul Român pentru dezvoltarea a 6 parcuri industriale cu capital chinez. În Craiova și în județul Dolj aveți foarte multe condiții favorabile pentru a desfășura relații de colaborare cu China. Și acest proiect de locuințe este primul proiect care se inaugurează și care se implementează în agenda de colaborare bilaterală chino-română. Sperăm să încurajăm ca acest proiect de locuințe din Craiova să devină o platformă de colaborare care va atrage și mai multe companii chineze să vină la Craiova, în Dolj, pentru investiție și colaborare. Craiova se pregătește să construiască un comun cu Zhongguang pentru colaborare. Cu privire la construirea comunului, Ministerul Comerțului Chinez și Ministerul Romaniei de Economie sunt în discuții. Craiova este și în colaborare cu China pentru a înființa un parc industrial. S-a aprobat un schimb între Ministerul Economiei din China și Ministerul Economiei din România, un schimb comercial care presupune și dezvoltarea a 6 parcuri industriale în România cu capital din China. În una din cele 6 locații se află și municipiul nostru. Le-am prezentat deschiderea autorităților române, doljene, ale Craiovei, ale Guvernului României în ceea ce privește investițiile chineze și de asemenea modul în care suntem pregătiți să îi primim pe investitori în locuri speciale, în parcurile industriale, cu facilități deosebite, cu investiții din partea noastră în ceea ce privește utilitățile până la poarta fabricii, cu absența oricăror taxe. Ambasada Chinei va încuraja în continuare și mai mulți oameni de afaceri, întreprindere chineze să vină la Craiova și în Dolj. Sperăm ca firmele din China să folosească bine această platformă de
proiecte de construcție de locuințe ca să lărcească investiții aici. Delegația chineză și cea a primăriei s-au deplasat apoi pe șantierul unde se va construi cartierul cu peste 1800 de locuințe cu finanțare chineză. La ceremonia de inaugurare a lucrărilor a participat și premierul Victor Ponta, care a venit însoțit de vicepremierul și de ministrul dezvoltării Liviu Dragnea și de ministrul apărării Mircea Dușa. Cartierul va avea 187 de garsoniere, 1035 de apartamente cu două camere, 543 de apartamente cu trei camere și 54 de apartamente stil penthouse, organizate în blocuri cu 10 etaje. Prețurile apartamentelor variază între 19.000 și 57.000 de euro. Structura de rezistență a blocurilor este din beton armat, iar locuințele vor fi dotate, printre altele, cu parchet, gresie, faianță și ușă metalică la exterior. Cartierul va beneficia de parcări la sol și etajate, piscină, supermarket, grădiniță, spații comerciale și farmacie. Acest proiect de cartier de locuință este un proiect pentru bunăstarea vieții poporului și va stimula locuri de muncă, de creștere economică și îmbunătățirea nivelului de trai. Acest proiect este o implementare dintre firma noastră și Primăria Craiova, implementarea consensurilor ajunse la conducerea celor două state și este un proiect important al firmelor chineze care operează în România. 将开辟纵了两国互利共赢的一个新领域。 Acest proiect va deschide un nou domeniu de colaborare reciproc avantajoasă dintre China și România și servește drept un punct luminant dintre colaborarea dintre China și Europa Centrală și de Est. În procesul de construcție vom acorda mare atenție pentru calitatea construcției și vom selecta echipă de construcție performante din Uniunea Europeană și toate construcțiile vor să fie conform criteriilor europene. În următorii 2 ani vom depune toate eforturile pentru a accelera construcția acestui proiect pentru bunăstarea poporului român și să aducem un cartier frumos, comod pentru cetățenii din orașul Craiova. Vreau să urez constructorilor mult succes în ceea ce au de făcut și sunt convins că experiența lor alături de cea a românilor care vor lucra pe șantier va aduce un rezultat foarte bun. Nu este singurul gen de proiecte pe care le-am pornit în relația China-România. Proiectul respectiv să fie prins pe lista de memorandum care s-a semnat la Beijing în luna septembrie. Iată că au trecut doar câteva luni de atunci și suntem deja gata să lansăm acest proiect care va fi finalizat mai devreme de 2 ani, sunt convinsă, cât este data contractului. Pentru a marca momentul, cei prezenți au îngropat în beton o capsulă a timpului. Alte automat. Auzi? Premierul Victor Ponta a mai anunțat ieri că în cel mult o lună se va afla câștigătorul licitației pentru construirea autostrăzii Craiova-Pitești. El a mai declarat că în Craiova, Iași și Cluj vor fi construite spitale regionale în valoare de 100 de milioane de euro fiecare, jumătate din bani provenind din fondurile europene aferente exercițiului financiar 2014-2020. Circulația pe clisura Dunării pe DN57, care face legătura între județele Mehedinți și Caraș-Severin, este blocată de câteva zile din cauza unor alunecări de teren. Stâncii imense de aproape 10 tone au căzut pe carosabil, blocând circulația. Traficul între municipiul Orșova, județul Mehedinți și orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, este blocat la kilometrul 65 în zona localității Cozla. Inspectoratul General al Poliției Române și autoritățile locale au luat această măsură pentru siguranța participanților la trafic, prin prevenirea situațiilor potențial periculoase generate de căderile masive de stânci pe carosabil. Locuitorii mehedințeni din Șivnița sunt foarte afectați de închiderea drumului. O parte din ei lucrează la fabrica de la Moldova Nouă, care produce sisteme de distribuție electrice și electronice pentru producătorii de mașini din Europa. Acum, din cauza drumului închis, angajații nu mai pot ajunge la locul de muncă. Angajații Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova au protestat astăzi timp de 2 ore. Oamenii sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc în acest moment și cer majorarea acestora. O treime din angajații Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova, mai exact 26 de persoane, s-au adunat în fața centrului în semn de protest. Alte două treime au rămas să asigure activitatea medicală și să recolteze sânge donatorilor. Celor prezenți la protest li s-au alăturat și asistenții din diferite secții ale Spitalului Județean. Salariile mult prea mici sunt principala nemulțumire a oamenilor.
Problema a apărut din 2010, atunci când salariile angajaților au fost reduse. Oamenii s-au săturat de promisiuni și cer majorarea salariilor. Conducerea centrului nu a dorit să declare nimic referitor la situația creată. Sala de așteptare a centrului de transfuzie a fost plină de oameni astăzi, însă din cauza protestului, unii au așteptat mai mult decât de obicei. În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei i-a vizitat astăzi pe micuții de la Centrul pentru Copii Aripi de Lumină. Mitropolitul le-a oferit acestora cadouri, iar cei mici l-au așteptat cu un moment de poezie. Copiii au vopsit ouă, au confecționat rame pentru tablouri și suporturi pentru ouăle frumos colorate. Se vede că vine Paștele. Copiii sunt aceia care arată întotdeauna venirea primăverii și venirea Paștelui. Sunt vestitori. Ce ții tu acolo în mânță? Ia ridică-l mai sus. Un ou pe care l-am pictat noi. L-ai pictat tu? Da, fiecare dintre noi a pictat. Și ce reprezintă? Știi ce reprezintă? Sărbătorile de Paște. Ce înseamnă pentru tine sărbătorile pascale? Învierea Domnului Iisus Hristos. Ce ați făcut voi, Maria, la Centrul Aripi de Lumină săptămâna asta? Păi am mers la o grădiniță, am făcut activități cu ei. Am mers azi dimineața la energetică, am făcut o serbare. Și am făcut activități pe aici, am citit din cărți, am pictat... Văd că ți-i un ou în mână. Da, azi l-am pictat înainte să veniți dumneavoastră. Și am mai pictat suporturi de pe aici și rame. Ce o să faceți cu toate acestea? O să le punem la o expoziție. Un suflet de copil bucuros și sensibil care vrea să vadă în lume ce e rău și ce e bine. Cine mă va îndruma? Cine mă va învăța? Nu-ți pot spune ce e rău, pentru că nu știu nici eu, dar te văd de bunătate ca să ajungem în dreptate. Este cu adevărat bucuria întregii creații, în așa fel încât toate sunt pline de lumină, pentru că învierea este lumină. Învierea este alungarea întunericului și cât de bucuroși suntem atunci când se ivesc razele soarelui, cât de bucuroși suntem atunci când vedem o rază de lumină, cât de bucuroși suntem atunci când avem de respirat un alt aer, când după ce noi am fost multă vreme într-o atmosferă încărcată și îngreuiată. În cursul zilei de astăzi, mitropolitul Olteniei a vizitat și câțiva deținuți dintr-o secție a penitenciarului Craiova pentru a le vorbi despre importanța sărbătorilor pascale. Lui vizităm pe cei apropiați ai noștri și este important pentru noi creștinii să vizităm și pe cei care nu au atâta bucurie cât avem noi în viața aceasta de familie. Ca să simtă și ei bucuria noastră, că nu i-am uitat niciodată și că și ei sunt oameni ca și noi și că sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea tuturor. Pentru aceasta am ținut să marchez momentul acesta premergător sărbătorii pascale, ca bucuria să fie pretutindeni și cum un părinte își vizitează copiii și dacă sunt împărați și dacă sunt săraci, am considerat că este de datoria noastră să vizităm și pe cei care sunt în penitenciar, pentru că și ei fac parte din comunitatea noastră și din familia noastră și că sărbătoarea Paștelor îmbrățișează pe toată lumea. În Craiova anului 2015 încă mai există familii care își cresc copiii la lumina lumânărilor. 4 copilași cu vârste cuprinse între 2 și 9 ani trăiesc în condiții grele, iar peste câteva zile al 5-lea frățior va veni și el pe lume. Femeia are doar 26 de ani, însă greutățile și-au lăsat amprenta pe chipul ei, iar copiii nu îndrăznesc nici măcar să viseze la dulciuri sau jucării, chiar dacă vin sărbătorile pascale. Împreună însă le putem oferi altfel de sărbători acestor micuți, sărbători care să le aducă daruri și bucurie, să le lumineze chipurile. Undeva în cartierul Brestei, pe străzi lăturalnice, aproape de terenurile pe care odată se planta porumb, se găsește o casă încă în construcție, cu folie în geamuri. Aici își duce traiul, la lumina lumânărilor, familia Ioniță și cei 4 copii. În casă, bucăți de covoare acoperă pământul, pentru că parchet nu există, iar seara se aprind lumânări într-o cană de pământ. Nu au lumină sau apă curentă, iar pentru a le pregăti masa copiilor, doar un reșou cu butelie. Cel mare are 9 ani, celălalt are 7, unul de 5 ani și cel mic face 2 ani. Am înțeles că copilașii cei mari sunt buni la școală, sunt copilași foarte buni care învață. Cum învață, doamnă, ei seara? Cum puteți să stați pe întuneric? Din păcate, trebuie să facem totul ziua, mai ales că acum când a fost iarnă, trebuiau să învețe și să scrie până venea întunericul.
Și când vine întunericul, cum stați în casă? Când vine întunericul, aprindem lumânări, că nu avem încotro decât să stăm în întuneric. Ce v-ați dori dumneavoastră cel mai mult pentru copiii dumneavoastră? Pentru copiii mei mi-aș dori cel mai mult sănătate și lucruri materiale în niciun caz. Că sănătatea e mai bună decât toate. Mai sunt doar câteva zile până la Paște. Nu se gândește ce va pune pe masa acestor copii în zi de sărbătoare. Se bazează pe banii pe care soțul ei, care lucrează la o spălătorie, îi aduce. 25 de lei pe zi. Și pe alocațiile copiilor. Micuții și-ar dori ca orice copil jucării și dulciuri, dar nici nu îndrăznesc să vorbească, conștienți de condițiile în care trăiesc. Purașul trebuie să vină în câteva zile. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult să-ți aducă? O minge și o bicicletă. O minge și o bicicletă. Ai avut vreodată bicicletă? Am avut, da. Roțile sparte. Pentru frățiorii tăi ce ți-ai dori? Ce ți-ai dori să primești de la Puraș? Haide, spune-mi. Stă în puterea noastră ca oameni să-i ajutăm. Orice ajutor este binevenit. Cei care doresc să le aducă acestor copii în dar o jucărie, haine, alimente sau cei care doresc să ofere sprijin financiar acestei familii sunt rugați să vină la sediul redacției Gazeta de Sud până vineri pe 10 aprilie la adresa Câmpia Islaz numărul 97A sau să sune la numărul de telefon 0251 413 100. Cu ocazia sărbătorilor, pompierii din cadrul ISU Drobeta al județului Mehedin s-au alăturat de nenumărate ore acțiunilor umanitare, organizate cu scopul de a-și ajuta semenii. În aceste zile, pompierii au fost alături de mai multe familii cu posibilități materiale reduse. Darurile constând în alimente specifice sărbătorilor pascale au ajuns în localitățile Gura Voii și Roca și Malovăț, la 3 familii numeroase. Așa cum au făcut în fiecare an, pompierii au strâns bani, au mers la cumpărături și au dăruit cu mult drag alimentele cumpărate acelor copii la care iepurașul nu a ajuns vreodată. Bucuroși că în săptămâna mare pot să aducă un zâmbet pe chipul oamenilor cărora soarta le-a hrăzit o viață mai grea și o delegație a jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj a făcut o vizită la școala gimnazială specială Sfântul Vasile din Craiova. Aceștia au adus copiilor produse specifice sărbătorilor pascale, jucării și articole vestimentare. Acțiunea jandarmilor va continua și mâine, pe 9 aprilie, pentru copiii de la casa de tip familial Călimănești Craiova și o familie nevoiașă cărora le vor fi împărțite produse specifice sărbătorilor pascale. De Paște, fiecare gospodină vrea să facă cele mai frumoase ouă colorate. De foarte multe ori există probleme legate de persistența culorii pe ou sau chiar de intensitatea culorilor pe care acestea le capătă în urma vopsirii. Vă prezentăm în materialul următor câteva secrete pentru a putea obține cele mai reușite ouă care să atragă atenția tuturor invitaților. De-a lungul timpului, gospodinele au găsit numeroase metode pentru vopsitul ouălor, din ce în ce mai speciale și mai diverse. Pentru a încondeia ouăle, mai întâi trebuie fierte în coaja albă, folosind un condei înmuiat în ceară de albine fierbinte, desenați modele pe ou. Apoi introduceți ouăle în vopsea roșie. Ceara se va topi și pe ou va rămâne modelul încondeiat. Pentru a face ouă bicolore, ouăle se fierb într-o vopsea de culoare deschisă. După ce se usucă, se pun într-un ciorap legat la vârf și se scufundă de mai multe ori până la jumătate într-o vopsea de o culoare diferită. Pentru a face ouă marmorate, avem nevoie de ouă, foi de ceapă, roșie și albă, fire de iarbă, mărar și pătrunjel și vopsea pentru ouă. Se umezesc ouăle, apoi se tăvălesc prin amestecul de plante, ceapă, iarbă și verdeață. Apoi se leagă oul astfel preparat, strâns într-un ciorap de nylon și se pune la fiert. După ce a fiert aproximativ 10 minute, se transferă oul într-un vas cu vopsea. După ce a prins culoare, se despachetează și se unge cu untură pentru luciu. Ouăle vopsite doar cu plante sunt o altă descoperire a gospodinelor pricepute. Pentru ouă roșii se adaugă în apa fiartă suc de sfeclă crudă, coajă de crușin și frunze de soc, coși de ceapă roșie fierte în apă, afine sau smeură. Pentru a face ouă galbene se folosesc coși de portocale sau lămâie, șofran coși de ceapă, nucă sau mușețel. Pentru culoarea verde este foarte bună fiertura de urzici sau spanac, iar pentru obținerea culorii albastre se folosesc flori de viorele fierte, mure sau struguri. Curățarea chiuvetei este adesea cea mai mare problemă care apare într-o bucătărie. Există pe piață tot felul de detergenți care ajută la îndepărtarea murdăriei din chiuvetă, dar gospodinele au și metode speciale de curățare din produse naturale. Vă prezentăm astăzi un tratament pentru chiuvetă care face minuni deoarece te ajută să scapi de calcar și de pete în 2 timp și 3 mișcări. Curățenia de primăvară va părea mult mai ușoară dacă veți folosi câteva produse din casă pentru îndepărtarea murdăriei care se adună în chiuveta din bucătărie. Astfel, fără folosirea detergenților sau chimicalelor, puteți scăpa de griji.
Operațiunea începe prin spălarea chiuvetei cu detergent de vase și cu un burete moale. Cât timp chiuveta este încă udă, se presară bicarbonat de sodiu pe toată suprafața ei. Se folosește un burete pentru a freca suprafața până bicarbonatul se transformă într-o pastă, apoi se clătește cu apă caldă. Se poate folosi o periuță de dinți mai veche pentru a curăța zonele mai greu accesibile. Apoi se moaie două cârpe în oțet alb, se întind în chiuvetă și se lasă acolo timp de 20-25 de minute pentru ca oțetul să acționeze. Apoi se clătește din nou cu apă caldă. Pentru desfundarea țevilor trebuie amestecat bicarbonatul cu oțet în proporții egale, care se toarnă pe scurgere. Compoziția se lasă să acționeze timp de 15-20 de minute, apoi se clătește cu apă foarte fierbinte. Imediat după, se pune deasupra scurgerii o cană de gheață și jumătate de pumn de sare și se lasă să acționeze 15 minute, apoi se clătește din nou cu apă fierbinte. Ultimul pas pentru o chiuvetă imaculată se face prin tăierea câtorva felii de lămâie care se pun deasupra scurgerii. Se pornește apa caldă și se lasă să curgă peste felii. Astfel se va obține un miros plăcut care va scoate toate mirosurile deranjante din scurgere și chiuvetă. În minutele următoare vă prezentăm informațiile meteorologice. Vremea se va încălzi în toată Oltenia, la noapte se va înregistra o temperatură de 1 grad Celsius la Caracal și Corabia, iar 2 grade vor fi la Craiova, Calafat și Slatina. O maximă de 5 grade Celsius se va înregistra la Târgu Jiu. Mâine vor fi 14 grade la Drăgășan și 15 la Craiova, Slatina și Cetate. Cel mai cald va fi la Drobeta, Turnul Severin, unde mercurul va urca până la 18 grade în termometre. Știrile se încheie aici, sunt Ionela Gherghe, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele ale GTV. Pe mâine!